Bună ziua! Sărbătorim Ziua Națională a României în acest an prin patru evenimente care se desfășoară sub egida unui mic festival denumit Zilele Culturii Române la Berlin. Acest festival este organizat la inițiativa Fundației Constantin Silvestri și a spațiului cultural din Berlin, Kunstraum Niculescu, și cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ambasadei din Berlin. Suntem foarte fericiți să avem astăzi oaspeți de mare rang, și anume îl voi prezenta în primul rând pe Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu, poet, prozator, critic, literar, publicist și profesor universitar. Eu nu pot să vorbesc despre Mircea Cărtărescu, ar dura prea mult. Și până la urmă, nu acesta este scopul acestei întâlniri. Cred că publicul care ne ascultă este deja un cititor fidelizat al scriitorului, iar scopul nostru ar fi să îl auzim pe Mircea Cărtărescu vorbind el însuși. Al doilea invitat al acestei serii este Ernest Vișner, născut la Zebran, este scriitor român și traducător, a fost între anii 88 și 2003 directorul Literaturhaus din Berlin, director adjunct și din 2003 până în 2017 director. Venit în Germania în 1975, a absolvit științele politice la Freie Universität și a făcut parte din Asociația Poeților, Eseiști și Scriitori și din Neue Gesellschaft für Literatur. Este invitat la conferință în calitate de traducător al poetului și scriitorului Cărtărescu, dar și în calitate de bun prieten. Mai avem un invitat special și anume actorul Sabin Țambra. Născut la Târgu Mureș în 84, este unul dintre actorii de teatru și film cei mai cotați în Germania. Paleta interpretativă este extraordinar de largă, ceea ce ne vorbește despre talentul și versalitatea acestui actor. Am fost surprins să citesc că a jucat în piesa Schwarze Milch de Frühe, der Dichter Paul Celan, piesa montată la Berliner Ensemble acest an, comemorând 100 de ani de la încetarea din viață a poetului născut la Cernăuți în 23 noiembrie 1920. Am marea bucurie să transmit cu această ocazie mesajul excelenței sale, domnul ambasador Hurezeanu, cu ocazia acestei manifestări. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Vă salut cu prietenie și respect. În această serie extinsă între București și Berlin, a celor patru evenimente culturale organizate de studioul Niculescu, de pianistul, compozitorul, muzicologul și managerul cultural Cristian Niculescu, la Berlin și de la Berlin în legătură cu Bucureștiul și cu România, mă bucur că sunt în situația să prefacez a doua seară sau a doua față a acestui album în patru episoade dedicat Zilei Naționale a României. Suntem în preajma zilei de 1 decembrie, sărbătorim 102 ani de la unirea din 1918, care marchează împlinirea statului român modern. Atunci au funcționat resorturi puternice asupra cărora merită să ne aplecăm și pe care n-ar fi deloc rău să le regăsim și, dacă le găsim, să le întărim, să le consolidăm și astăzi. A existat o solidaritate puternică între țărani, preoți, învățători, clasa comercianților, burghezia, moșierimea, ca să folosesc și termeni cu conotații mai de mult negative, a existat o clasă politică responsabilă, o diplomație
eficientă și inventivă. Și în Vechiul Regat, la București și la Iași, vorbesc de Iași acum, înainte de 1918, pentru că acolo funcționa Casa Regală și șeful guvernului, Brătianu, marcând cu multă abilitate momente critice de la sfârșitul Primului Război Mondial, trecând prin deșert, pentru ca la un moment dat România, traversând deșertul, vechea Românie, să devină noua Românie și să cunoască împlinirea. A existat, dincolo de solidaritatea aceasta profundă între toți cetățenii Transilvaniei și ai Vechiului Regat, și un consens politic între ceea ce numim astăzi dreapta și stânga. A mai existat apoi o răspundere a misiunii comune care servește poporul, care servește națiunea, din partea tuturor bisericilor românești. Și Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică, care și-au dat mâna, la fel ca în 1848, și pe câmpia de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. În sfârșit, a mai existat multă generozitate. În declarația de la 1 decembrie 1918 există clauze de ofertă generoasă pe care noua majoritate a românilor reuniți o face minorităților. Nu întâmplător, minoritatea germană și minoritatea țiganilor, romă, îi spunem astăzi, în congrese la Mediaș și la Rupea, îndată după 1918, au făcut declarații solemne de unire cu țara. În sfârșit, atunci, probabil, așa cum știm, de fapt, e sigur, în Europa, nu toată lumea a fost la fel de mulțumită. Unii au pierdut războiul, alții l-au câștigat. Noi, alături de polonezi, alături de cehi, slovaci, sârbi, croați, am sărbătorit crearea sau recrearea, reîntregirea statelor naționale. Alții, precum germanii, austriecii, maghiarii, bulgarii, au pierdut. De fiecare dată, bucuria noastră trebuie însoțită și de respectul și înțelegerea pentru suferința altora. În Europa de astăzi, unde suntem cu toții din nou parteneri și egali, avem și această datorie. În sfârșit, nu vreau să prelungesc mai mult decât e cazul această incursiune sau introducere în povestea noastră de astăzi, dar ca ambasador al României în Germania și ca reprezentant în mod egal al statului român și al românilor din țară, dar și al diasporei, fără să am un mandat din partea diasporei, dar consider că suntem un popor unic și dumneavoastră cei din România, noi cei din România, sau mai precis, noi toți românii din România și din afara ei, consider așadar că e de datoria mea să fim astăzi, mai mult decât altă dată, cel puțin astăzi, în preajma zilei de 1 decembrie, conștienți și responsabili de ceea ce sărbătorim. Orice sărbătoare care e o aniversare a unui moment, a unui eveniment petrecut cu mult timp în urmă, înseamnă și o refacere nu doar a amintirii, ci și a ideilor acestei amintiri, valabile, puternice încă și mai ales atât de necesare astăzi. Pentru că de solidaritate, de consens, de generozitate avem nevoie mai mult ca niciodată și în țară, și în Europa, și în lume. Ceea ce urmează astăzi este un moment excepțional. Avem ca invitați în studioul de cultură Niculescu, prin grija și priceperea acestui formidabil om orchestră, care este compozitorul și pianistul Cristian Niculescu, stabilit de mai multe decenii în Germania, avem șansa de a-i avea împreună pe marele scriitor Mircea Cărtărescu, cel mai important scriitor român în viață, din România și din întreaga lume, cel mai cunoscut scriitor român astăzi în lume, și pe criticul, traducătorul, scriitorul el însuși și managerul cultural Ernst Wichner. Mircea Cărtărescu este autorul a 10 de volume, este poet,
este romancier, este profesor universitar, este unul dintre cei mai laureați, mai respectați, mai recunoscuți scriitori în lumea de astăzi și în țară, în orice caz. El a fost tradus în anii din urmă, în dată după 1990, de zeci de ori. Și este foarte cunoscut în Germania, unde a făcut popasuri repetate, la Berlin, în alte părți, unde este cunoscut și recunoscut. Traducătorul său, cel mai important în Germania, în spațiul germanofon, deci în Austria și într-o bună parte din Elveția, este Ernst Wichner, un excepțional animator cultural. Este membru al grupului de acțiune Banat, Actionsgruppe Banat, care în anii 70, la începutul anilor 70, de-a lungul întregului deceniu 8, din secolul trecut, reunea oameni precum Herta Müller, laureata Premiului Nobel pentru Literatură din 2009, William Totok, Helmut Fraundorfer, Ernst Wichner, Richard Wagner și alți câțiva. Acești oameni au avut mult curaj și, dincolo de rezistența prin cultură, cu care noi, scriitorii români, am fost mai familiarizați, ei au făcut o opțiune și prin rezistența, prin atitudine politic-literară, cultural-politică. Asta i-a costat, în primul rând, pe toți exilul, mai mult sau mai puțin voluntar. Wichner este un traducător eminent. Cred că i-a tradus toate cărțile lui Mircea Hărtărescu, a tradus-o pe Nora Iuga, l-a tradus pe Daniel Bănulescu. În anii 90, pe marele poet român, Gelu Naum, pe care l-a făcut cunoscut și l-a transformat într-un poet foarte recunoscut și aici, în spațiul germanofon, și pe atâția alții. El este realmente principalul promotor al literaturii și al culturii române în Germania. A fost directorul Literaturhaus, care este instituția literaturii emblematică aici la Berlin, în capitala Germaniei, timp de 14 ani. Înainte a fost directorul adjunct al acestei importante instituții. Și rolul lui este acela de a face cunoscută literatura română din cele mai diverse unghiuri aici. Lui îi datorăm, dar am spus îi datorez pentru că e o perspectivă subiectivă pe care îndrăznesc să o extind. Faptul că și în 1998 și apoi 20 de ani mai târziu, în 2018, România a fost invitat special al festivalului, al Târgului de Carte, mai exact al Târgului de Carte de la Leipzig, unul dintre cele mai importante din lume. În 1998 am fost invitat de onoare cu mulți scriitori, cu o deschidere memorabilă în prezența ministrului de externe de atunci, Andrei Pleșu, și a președintelui României, Emil Constantinescu. În 2018, în momentul când s-au împlinit 100 de ani de la crearea statului român modern, la Leipzig a avut loc o nouă ediție a Târgului de Carte. România a fost prezentă cu zeci de traduceri. Cam tot atâtea traduceri cu cât în limba germană, din limba română, cu cât defilează în lume astăzi Franța și Italia. În cea mai mare parte, succesul acestei reprezentări a culturii române, a cunoașterii ei prin cei mai buni scriitori, începând cu Mircea Cărtărescu, Gelu Naum și toți ceilalți, îi se datorează lui Ernst Wichner. În sfârșit, din nou câteva cuvinte despre Cristian Niculescu. Este spiritus rector, deși nu are o academie la dispoziție sau o universitate. Are însă un talent excepțional de coorganizator. Mă bucur că societatea civilă a diasporei românești, ca și cum nu toată diaspora este o formă de civism, a preluat împreună cu ambasada și alături de Institutul Cultural Român, filiala germană, care se numește, bineînțeles, Titu Maiorescu, pe bună dreptate. Institutul de la Berlin este condus de scriitorul româno-german Claudiu Florian. Această inițiativă a marcării zilei de 1 decembrie, nu neapărat prin recepții, ceremonii, mai mult sau mai puțin oficiale,
ele oricum, din păcate, nu pot avea loc anul acesta, prin acțiuni cu conținut concret, efectiv. Suntem în a doua seară a acestui episod, sau mai precis, al acestei suite de patru episoade. Acum câteva zile, cu compozitori și muzicologi prestigioși, am vorbit de 100 de ani de muzică românească. Astăzi avem ca invitați doi importanți scriitori, eminenți reprezentanți ai culturii române și germane, și româno-germane. Săptămâna viitoare, noi surprize, o vom asista pe Maria Tănase într-un avatar nou, reînnoit, nu spun mai multe acum, și în sfârșit vom avea, la sfârșitul acestei serii, un concert Enescu cu participarea solistului de această dată, Cristian Niculescu. Vă mulțumesc mult pentru răbdare, pentru înțelegere și ne urăm împreună, cu acordul dumneavoastră, minute liniștite de reculegere și de bucurie. Aș dori să dau mai întâi cuvântul lui Ernest Wichner și să îl întreb despre ce dorește să vorbim în primul rând astăzi. Avem două teme, și anume apariția traducerii romanului Solenoid în Germania, pe care deja l-am prezentat acum câteva luni și care are un succes foarte mare și este o ediție cu totul specială. Te rog. Dragă Cristian, cred că trebuie să te corectez de la bun început. N-am prezentat cartea acum câteva luni și un acum an. Un an. Exact, un an. Deci, și între timp a apărut și o a doua ediție a acestei cărți. Prima având Deci, prima ediție e epuizată, a apărut o a doua ediție. În timpul acesta, ce înseamnă că o carte complexă și foarte foarte amplă, o carte ca asta își găsește și cititorii în timpurile noastre și aici. Da, deci al doilea aspect despre care dorim să discutăm astăzi cu Mircea Cărtărescu și cu Ernest Wichner este apariția celui mai nou volum de poezie care a fost creat în această perioadă de pandemie, și anume Nu striga niciodată după ajutor, și cu această ocazie dorim să discutăm despre creația lui Mircea Cărtărescu de poet. Eu l-am cunoscut pe Mircea acum 30 de ani, când era la Berlin, invitat de AAD, și pe vremea aceea era, o să spun, doar poet, și anume unul dintre cei mai apreciați poeți ai vremii. L-am invitat pe Sabin Țambră să citească două poeme din acea perioadă și după ce vom viziona acest film, vă rugăm să citească în limba română. Mircea Cărtărescu, Wie es um mich steht. Früher zermarterte ich mir das Gehirn, um zu einer entscheidenden Zeile zu gelangen. Täglich hatte ich Tod und Verzweiflung vor Augen. Ich dachte, ja dachte tatsächlich an die Unsterblichkeit der Seele. Aber vor allem war ich inspiriert. Ich hatte Visionen. Mir reichte kein Nikita oder Dylan Thomas. Ich wollte ein Uomo Universale sein.
Bis 29 machte ich Poesie, Poesie. Ich sank herab, damit sie wachsen konnte. Jetzt nehme ich chinesische Vitamine ein und mache Hanteltraining. Nein, ich möchte nicht verrückt werden. Ich möchte kein Monster sein, durchdrungen von Inspiration. Ich will nicht, dass meine Dichtung mich überlebt. Nun höre ich Musik und schiebe den Kinderwagen meines kleinen Mädchens. Jetzt weiß ich, das ist die Wirklichkeit. Es geht mir echt irgendwo vorbei, wenn ihr sagt, ich sei verkommen und würde meine Gedichte überleben. Das will ich doch. Sollen sie doch zum Teufel noch mal verrecken. Ich bin wichtiger als sie. Wisst ihr, wenn ich begriffen habe, dass ich ein anderer geworden bin, dass ich nicht mehr der bin, der ich mit 28 oder 29 Jahren war? Eines Nachmittags, als ich ein paar Statistiken am PTAP machte und meine Gedanken sich verselbstständigt hatten und um die Unsterblichkeit kreisten. Da fiel bei mir der Groschen, dass ich so ganz allein für mich nicht mehr unsterblich sein will. Denn ich könnte mit dieser Unsterblichkeit nichts anfangen, wenn nicht auch sie, unser Mädchen, ewig lebte. Was etwas völlig Neues für mich war. Dies etwa habe ich so zu sagen. Ansonsten verbleibt jedwede Ironie bei euch. Mircea Cărtărescu, ein mir vertrauter Traum. Ich weiß nicht so recht. Ist es die Melancholie des sterbenden Jahrhunderts? Ist es der Herbst, der uns alle verwirrt, da er gelbe Blätter abwäscht und die roten Ziegel der Dębowice-Mühle und den Geruch nach Unterentwicklung heranweht und alten Straßenbahnen? Oder ist es etwas anderes? Ich weiß es nicht, aber ich sehe, dass alle Welt auf den Trottoirs, in den Fabriken und Patisserien, ja selbst an den zugigen Trolleybushaltestellen, die Männer, die Jungs, die verheirateten Frauen, auch die Mädchen in ihren Sarafanen und mit den Kettchen Ohrgehängen den großen sozialen Organismus vergessen. Kinder und Babys, ja selbst auf ihr eigenes Fleisch und Blut, ihre Nerven und Venen und unter der elektrischen Straßenbeleuchtung träumen vom Glück. Dem Glück in der Schule, Glück im Büro, Glück beim Essen, auf dem Feld und im Bett. Ja, sogar die Apotheken sind voll unterschiedlichster Leute, die, wenn sie dran sind, statt Salben und Diclofenac rein aus einer Laune heraus nach dem Glück fragen. Um ehrlich zu sein, auch ich denke immerzu an so etwas. Vor allem, wenn ich nach etwa 3 Unterrichtsstunden in der 41er in den ersten Stock der Automechaniker zum Essen gehe, in den süßen Geruch der Blaumänner und Sülzen und in das Geschwafel über Geld und Elektroden. Ich sitze da, die Fleischklöße und das Glas Himbeersaft vor der Nase, esse kaum etwas, denn ich träume vor mich hin. Mein Traum vom Glück ist eine Art Asyl oder kleines Internat, verborgen in einem Laubwald. Ein Gebäude mit weißen Wänden und drinnen ein warmer Schlafraum mit etwa 10 Betten oder höchstens 15. Der nach frischen Leintüchern riecht, das heißt eine Art Krankenstation, aber ohne Impfungen und Medikation. Ein Präventorium ohne Hydrazid. Oder sogar ein Hospiz ohne Lobotomien oder Elektroschocks. Dort sollten wir alle sein. Eine Handvoll Leute in möglichst ausgefallenen Pyjamas mit grünen und rosa Kreisen, mit Elefanten, Donalden, Giraffen und sie würden mit Bändern verschnürt wie Aktenbündel. Immerzu dort bleiben, unter die Decken gekauert und quasselnd, den ungarischen Würfel umdrehend und um und zur Essenszeit mit Grapefruits bedient werden. Allein, ohne Ausweise und Verwandte. Ohne eine Entscheidung, die zu treffen wäre. Vor sich hindösen, lästern, durch die Fenster schauen, abends die Fußsohlen an die Heizkörper halten, Romane und Erzählungen junger amerikanischer Autoren lesen, unordentliche Bücher, aus denen man nicht so leicht wieder erwachen möchte. Ohne Frauen und beinahe ohne Männer. Nur wir beide, die wir dort im Klopfen der Heizkörper
im Wasserrauschen der Klos, dem Knistern der Bettwäsche und horchend, wie über dem Wald die Schneeflocken herabschweben, zusammen altern. Ein Tisch, an dem ich über alles schreiben könnte, was mir so durch den Kopf geht, Verse und Geschichtchen, an dem ich herumschmiere, ein Tagebuch führe, mit einem Nachbarn an meiner Seite, der mit dem Lotkolben beim Licht einer bogenförmigen Nachtlampe ein paar Stromkreise schließt. Das etwa wünsche ich mir, wenn von Glück die Rede ist. Und Tag für Tag das Gleiche, ein Anhauch von Bronze und Grapefruit-Schale und die Jungs mit geläufigen Nicknames, der Dicke, die Ratte oder Kempis, die sich sanftmütig erregen in ihren buntscheckigen Pyjamas, wenn sie lesen und dem Fenster zusehen, wie es schneit. Und niemals etwas beschließen. Nie soll irgendjemandes Leben abhängen von dir. Ein Gehäuse, zärtlich, weiß und lieb, worin du vor dich hin lebst, ganz wie es dir gefällt. Vorerst aber esse ich meine Fleischklößchen auf und trinke meinen Himbeersaft. Dann kehre ich über die Straße voller Karosserien, Motoren und abmontierte Reifen zurück zu meinen Unterrichtsstunden. Ja, alle Menschen haben ihr eigenes Glück. Auch ich habe mein Glück. Einen warmen Schlafraum in einem verschneiten Wald. Înțeleg că era vorba despre Cum stau, o poezie care se numește Cum stau, din volumul acesta Nimic, da? Ok. Și apoi tot de aici o poezie care se numește Visul meu e un magnetofon, da? Aceasta este? Nu. Visul meu familiar. Cum stau? Înainte îmi storceam creierii ca să iasă un vers esențial. Mă confruntam zilnic cu moartea și disperarea. Gândeam, chiar gândeam la nemurirea sufletului. Mai de mult eram inspirat, aveam viziuni. Nu mă dădeam pe Nikita sau Dylan Thomas. Voiam să fiu un uomo universale. Până la 29 de ani am făcut poezie. Am scăzut pentru ca ea să crească. Acum iau vitamine chinezești și fac exerciții cu ganterele. Nu vreau să nebunesc. Nu vreau să fiu un monstru cuprins de inspirație. Nu vreau ca poezia mea să-mi supraviețuiască. Acum ascult muzică și împing căruciorul fetiței mele. Acum știu că asta e realitatea. Mi se rupe dacă spuneți că am decăzut și că supraviețuiesc poeziei mele. Asta și vreau. Să-l moară dracului. Eu sunt mai important decât ea. Știți când am înțeles că am devenit altul, că nu mai sunt cel de la 28 sau 29 de ani? Într-o după ama... Ce naiba? O iau iarăși de la capăt. Știți când am înțeles că am devenit altul, că nu mai sunt cel de la 28 sau 29 de ani? Într-o după masă, când făceam niște statistici la PTAP și îmi fugeau gândurile iurea, la nebuniile mele, la imortalitate. Atunci mi-a căzut fisa că nu mai vreau să fiu nemuritor de unul singur, că n-aș avea ce face cu nemurirea dacă n-ar trăi veșnic și ea și fetița noastră. Era ceva nou pentru mine. Cam asta am de spus. În rest, orice ironie vă rămâne vouă. Visul meu familiar. Nu știu, e melancolia secolului care moare? E toamna care ne bulversează pe toți, spălând frunzele galbene și cărămizile roșii ale morii Dâmbovița și aducându-ne miros de subdezvoltare și tramvaie vechi? E altceva? Nu știu, dar văd că toată lumea, pe trotuare, în fabrici și patiserii și până în stațiile vântoase de troleibus,
bărbații puștimea și tipele măritate și codanele în sarapan, cu cerceli, cu cercei lănțișoare, uită de marele organism social, de familii și prunci, și chiar de propria lor carne, propriul lor sânge, nervii și venele lor, și visează sub becuri electrice la fericire. Fericire la școală, fericire la birou, fericire la masă, la câmp și în pat, și până și farmaciile sunt pline de inși, de toate coloraturile, cerând la casă, în loc de unguente și diazepam, din distracție, fericire. Ca să fiu sincer, mă tot gândesc și eu la așa ceva, mai ales când după vreo 3 ore de predare la 41, mă duc să mănânc la automecanica la etaj, în mirosul dulce al salopetelor și piftiilor și în sporovoiala despre bani și bujii. Stau cu chiptelele și sticla de zmeură în față, nu prea mănânc, căci sunt preocupat să visez. Visul meu de fericire e un soi de azil sau de internat micuț, ascuns într-o pădure de foioase, o clădire cu pereți albi și înăuntru un dormitor călduros cu vreo 10 paturi, sau cel mult 15, mirosind acea ceapuri proaspete. Cum să spun, o infirmerie, dar fără injecții și medicație, un preventoriu, fără hidrazidă sau chiar un ospiciu, fără lobotomii sau electroșocuri. Acolo să fim o mână de oameni în pijamale, cât mai fistichii, cu buline verzi și roz, cu elefanți, donalds, girafe, și care se încheie cu șireturi ca dosarele. Să stăm acolo tot timpul, chirciți sub pături și trâncănind, să sucim cubul unguresc, iar la ora mesei să fim serviți cu grapefruituri. Singuri, fără buletine și fără rude, fără nicio decizie de luat, să dormităm, să bârfim, să ne uităm pe geamuri, să stăm în amurg cu tălpile pe calorifer, citind romane și nuvele americane de autori tineri, cărți desordonate, din care nu-ți vine să te trezești. Fără femei și aproape fără bărbați, să îmbătrânim acolo, doar noi de noi, în duduitul caloriferelor, în zgomotul apei de la closet, în fâșiitul așternuturilor și ascultând cum fulguie peste pădure. Ar mai fi și o masă la care să scriu tot ce-mi trece prin cap, versuri și povestioare, să mă zgălesc, să țin un jurnal, cu un vecin lângă mine care lipește niște circuite cu letconul la lumina unei veioze cu arc. Cam asta îmi doresc dacă e vorba de fericire. Și zi de zi la fel, izul de cositor și de coajă de grapefruit și băieții cu porecle bonome, Grasu, Șobolanu sau Kempes, agitându-se blând în pijamalele lor tărcate, citind și privind pe fereastră zăpada. Și niciodată să nu hotărăști nimic, să nu depindă de tine niciodată viața nimănui. O colivie tandră, albă și iubitoare, în care să viețuiești cu program de voie. Deocamdată însă termin chifteluțele și îmi beau zmeura, apoi mă întorc la ore, pe strada plină de caroserii și motoare, de cauciucuri deșapate. Da, toți oamenii au fericirea lor. Am și eu fericirea mea. Un dormitor cald, într-o pădure însăpezită. Mulțumim! S-a scris despre tine că după 30 de ani revii la poezie și anume în aceste vremuri de pandemie și de carantină. Ce poți să ne spui despre această perioadă în care trăim momentul de față, dragă Mircea? Da, pentru mine 2020 a fost un an deosebit de greu. L-am traversat și având toate temerile tuturor și toate angoasele în privința bolii teribile care s-a împrăștiat în întreaga lume, dar am avut și motive personale de mare neliniște. Toate aceste lucruri focalizându-se ca într-o lentilă
Într-un singur punct, în acest nou volum pe care eu l-am publicat și care se numește Nu striga niciodată ajutor, el are fără îndoială o mare legătură cu solenoid. Este ca un fel de emanație a solenoidului, ca un fel de împingere înainte a celor 10 pagini în care în solenoid nu se auzea decât un singur cuvânt și anume ajutor. Eu am simțit anul acesta nevoia să împing și mai departe această experiență extremă, această dezgolire și renunțare la tot ce ține de zona culturală, culturalistă a poeziei și de rămânere la esența ei, care este una, după cum știm cu toții, una lirică, una care, de fapt, modulează un strigăt interior, un țipăt interior. Nu am avut intenția să revin la poezie. Am fost silit să fac lucrul acesta. De fapt, poezia a revenit la mine, ca să zic așa, pentru că cele 100 de poezii prezente în acest volum au fost, de fapt, ca un fel de dicteu automat. La un moment dat, în primăvară, am fost pur și simplu apucat de poezie și nu mi-a mai dat drumul timp de 2 luni. Deci am scris foarte, foarte mult atunci și doar un sfert din ce am scris am publicat în cartea aceasta, restul am aruncat și am încercat să supraviețuiesc prin poezie și să fac un pas mai departe, să depășesc o situație și o perioadă depresivă deosebit de grea din viața mea. Acest lucru l-am reușit numai scriind această carte. Este o carte care m-a salvat în acel moment și pentru că m-a salvat, am publicat-o. Altfel aș fi lăsat-o într-un sertar pentru totdeauna sau aș fi publicat-o după 20 de ani ca volumul meu precedent, nimic. Prin urmare, sunt recunoscător poeziei că mi-a dăruit și acest volum și mă bucur că există, mă bucur foarte mult că există, pentru mine el e foarte important și sper ca încetul cu încetul să devină important și pentru alții care au trăit ceea ce am trăit eu în această perioadă. Este foarte impresionant ce spui. Primul eveniment din cadrul acestui mic festival a fost o conferință cu tema 100 de ani de muzică și cultură românească, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea Uniunii Compozitorilor din România. Invitații au fost doamna Ruxandra Demetrescu, pe care o cunoaștem foarte bine și cred că exact atunci, în acei ani, când însă era directoare la Institutul Cultural Românesc, ne-am cunoscut și noi, dragă Mircea. Au fost compozitorul Dan Dediu, muzicologul Valentina Sandu și dirijorul Iosif Ion Pruner și a participat și excelența sa, domnul ambasador Hurezeanu. A fost foarte interesant această discuție, discutând despre cultura românească de 100 de ani încoace, am încheiat cu perioada de pandemie și am ajuns în timpurile noastre, datorită doamnei Demetrescu, care a arătat opere de artă ale unor tineri artiști create în această perioadă, create în carantină, care sunt cu totul impresionante, cu totul deosebite și de o valoare aparte. De aceea am făcut legătura cu volumul tău de poezii. Deci a Cărtărescu, care în ultimii ani a devenit celebru în întreaga lume. Eu știu că
romanele lui au fost traduse în mai multe limbi, germană, franceză, spaniolă, suedeză. Este extrem de cunoscut, italiană, că este extrem de cunoscut începând din Europa până în America de Sud. Ultimul roman, Solenoid, a marcat pentru, cel puțin pentru presa germană și pentru Germania, o nouă treaptă a creației lui Mircea Cățărescu. Datorită traducerii lui Ernest Wichner și a apariției acestui volum în limba germană, care este o ediție cu totul specială, putem să fim mândri că Mircea Cărtărescu este din nou foarte prezent în Germania. Și îl rog pe Ernest Wichner să vorbească despre această ediție germană. Eu cunosc cartea nemțească foarte bine și sunt obișnuit să-l prezint pe Mircea Cătărescu în spațiul german, în Austria. Am prezentat cartea, am prezentat-o în Elveția și aici în Germania, în mai multe orașe. Și la tine în studio, bineînțeles. Și... Deci aș putea să vorbesc 2 ore neîntrerupt despre cartea aceasta în limba germană, pe când în limba română mi-e mai greu. Despre forma foarte frumoasă, dar aș fi vrut să arăt ajutorul acesta care a fost greu de tradus în limba germană, pentru că și o astfel de problemă care te lupți peste 10 pagini, te zbați. Deci, cred că am reușit să traduc și strigătul ăsta de ajutor. Și am tradus recent o porțiune din jurnalul lui Mircea din mijlocul anului 2020, nu, din mai 2020, în care ne vorbește despre poul său volum, despre faza în care a scris aceste poeme și care pornește chiar de la strigătul acesta din Solenoid. De aceea am arătat porțiunea asta și pentru mine s-au legat lectura poemului Visul meu familiar, tot cu Solenoid, pentru că acolo vorbește și un fragment din personajul principal al romanului, care își ia prânzul la techno, la automecanica și își mănâncă chiștelele și sucul de zmeură. Și asta cred că e momentul sau unul dintre fenomenele fascinante în literatura lui Mircea Cătărescu, pentru că întâlnești aceleași constelații sau constelații asemănătoare, persoana aceeași sau variante al unei persoane de la primul text publicat, cred că, al lui Mircea Cătărescu și până în ziua de astăzi. Eu, în timpul pandemiei, m-am ocupat cu traducerea unei cărți cu 5 povestiri, basme, nuvele al lui Mircea Cătărescu, care și ele, asta e după ce am terminat jumătate din carte, impresia mea este că și cartea asta se încheagă ca un fel de roman. Aș fi curios să aud ce spune Mircea Cătărescu despre această nouă carte. Da, voiam să spun de la început că pentru mine Solenoid e o carte destul de veche. De atunci am mai publicat 7 volume, ceea ce mi se pare aproape incredibil pentru cei 5 ani care au trecut, de fapt, de la publicarea Solenoidului în românește.
m-am gândit în toată această perioadă mult mai mult la melancolia, la cartea despre care vorbești tu, Ernest, și pe care o traduci acum, decât la cartea mea precedentă de proză, la romanul Solenoid, pentru că sentimentul meu a fost că melancolia este o carte mai, într-un fel mai aproape de mine cel de acum. Mai aproape. Cu Solenoid eu cred că am închis o etapă care a cuprins și nostalgia și travestii și mai ales Orbitor. Iar melancolia cred eu că deschide altceva în scrisul meu. Eu acum lucrez la un alt roman care are legături și cu scrisul meu precedent, dar mai ales cu melancolia, și care sper să fie terminat în vreo 3 ani, cred, 2 ani jumătate, 3 ani, în care voi lucra la ea, la carte. Într-adevăr, melancolia este exact cum spui tu, Ernest, are o atmosferă de basm și de parabolă. Sunt parabole, basme, care toate au aceeași notă comună, care este foarte adânca tristețe. Tristețea provocată de îmbătrânire, tristețea provocată de, știu eu, neliniști interioare și așa mai departe, care, după părerea mea, rău pentru mine, dar poate bine pentru literatură, au fost notele cele mai importante ale vieții mele din ultimii ani. Mie îmi place foarte mult melancolia, mai ales una dintre povestiri de acolo, care se numește, dacă nu mă înșel, Pieile. Este una dintre preferatele mele din tot ce am scris vreodată, așa încât această nouă carte de proză mi-a dat curajul să merg mai departe în proză, chiar și la vârsta mea, la care mulți prozatori se opresc, de fapt, și m-a făcut să vreau să continuu și să încerc din nou, cum spuneam eu altă dată, să ating cerul cu degetele, să privesc apoi pete albastre pe degete de la atingerea cerului. Sper să mai iasă încă o dată acest truc. Dacă nu va mai ieși, asta este. Deci, mi-aduc aminte că ai povestit la una din evenimentele organizate la Berlin că tu și în zilele de astăzi scrii la masă de hârtie cu creionul, cu pixul și nu la computer. E adevărat? Da, am scris așa, Orbitor și Solenoid. Acum am trecut iarăși la computer, scriu pe computer. Melancolia am scris-o în întregime pe computer și ce scriu acum de asemenea fac același lucru pentru că pot reveni mai ușor asupra unor fragmente. Acum simt nevoia să revin, altădată nu simțeam această nevoie. Dar acum încep să văd care sunt avantajele overwriting-ului, suprascrierii. Și această metodă are avantajele ei, așa cum chinezii lăcuiau casetele cu 20 de straturi de lac, unele peste celelalte. Mai ales ultima carte, cea la care lucrez acum, este supralăcuită, ca să zic așa, este supraadăugată, cuprinde foarte multe straturi care se întind deasupra desenului inițial. Și așa ceva nu poți face decât pe computer. Pe hârtie e imposibil. Copca apărută în podea, s-a înșurat ca un ochi peste care se lasă o ploapă, iar statuia, mulțumită de mireasma jertfei primite, se lăsă iarăși în fotoliu. Desmeticindu-se din halucinația colectivă, pichetiștii începură să se scurgă prin ușa pe care intraseră în sală. Cei mai mulți bombăneau și izbeau cu pancartele de pământ. Așteptaseră să-l răzbun pe Virgil, să anihilez cumva divinitatea distrugerii și a morții. Dar n-a avut timp să se gândească prea mult la asta, fiindcă pământul deodată se cutremură și o ploaie de tencuială și molos căzu peste ei.
Pământul se mișca, se smulgea parcă din rădăcini, încerca să se rupă de adâncul de sub el. Rămași ultimii în sala morții, am înțeles, era solenoidul. Așezat în fotoliul ei, statuia de obsidian pornise enorma bobină la puterea ei cea mai mare. Probabil și celelalte de la periferii porniseră simultan. Acum tot pământul se scutuia, cablurile subterane se rupeau, tuburile canalizărilor crăpau, cofrajele fundațiilor trozneau din încheieturi. Un zgomot sinistru umpluse morga și frica s-a înălțat deodată în nori cu o putere neașteptată. Explodează, i-am strigat Irinei, smulgându-i copilul din brațe, explodează. Și am luat-o la fugă pe culoar, fără să mai privim funebrele exponate ale Marului Muzeu. Când am năvălit afară, se revărsase de ziua. Am fugit o oră pe străzile orașului, înnebuniți de șinele de tramvai care se rupeau și se înălțau către cer, de casele care se prăbușeau cu zgomot apocaliptic, de mulțimile disperate care alergau către periferii, de huruitul ca de bombardier din aer. Am intrat mai întâi pe Moșilor, pe la Armenească, oprindu-ne din când în când ca să ne tragem sufletul prin vreun local părăsit de alimentară, am ajuns la Obor, în piața uriașă, pietruită, puțin îngrozitor de la Hala de Pește, și am traversat Colentila pe la Ziduri Moși ca să ajungem acasă. Ne-am schimbat însă planul. Orașul începuse extrem de lent să se înalțe, rupându-se ca o coajă de pe rană. Trebuia să ajungem cu orice preț în afara lui. Ne-am dat sufletul fugind, cu fetița plângând în brațe, dar după popasuri la fel de dese cu stațiile de tramvai, vagoanele de raiaseră și le vedeai răsturnate, blocând șoseaua, am ajuns, în fine, la capătul 21. Castelul de apă se clătina ca un catarg de corabie în furtună. Fabrica de țevi sudate avea toate geamurile sparte. N-am mai intrat pe Dimitrie Herescu, n-avea rost, abia dincolo de centură eram salvați. Când am ajuns sub podul Voluntari, am auzit în urmă un zgomot ca de trăsnet prelung. Podul se rupsese în două și partea lui dinspre București se ridica vizibil în văzduh. Ne-am prăbușit, roșii la față și cu suflarea tăiată în buruienile de sub pod. De acolo am contemplat, alături de toți cei care se salvaseră, fantastica ascensiune. Ultimele rădăcini și cabluri s-au smuls, ultimele automobile strâmbe au alunecat în râpă și Bucureștiul, lumea mea, s-a înălțat la ceruri. În locul lui a rămas conul unei gropi fără fund, mergând poate până în centrul pământului și având corespondent în emisfera cealaltă un munte alb ca laptele, înălțat din valuri verzi și limpezi poate. Când marele oraș zburător s-a înălțat destul, am văzut cu oroare punga de iad pe care durerea noastră o hrănise. Legiunile de demoni ce ne parazitaseră ca niște larve de trichinela viața interioară. Iar acum, în câteva clipe, voi da foc și acestor ultime foi deasupra prăpastiei. Voi privi o vreme cum fulgii de cenușă coboară în spirale largi spre adâncul ei insondabil. Apoi o să plecăm către răsărit. Am vorbit cu Irina și știm ce vom face. Vom trece pe marginea șoselei, dincolo de Comuna Voluntari, și către Afumați vom intra în păduricea de stejari, unde cândva culegea în ghindă. Ne așteaptă acolo capela ruinată, care va fi, cum am știut de când am găsit-o, ultima noastră locuință. Acolo, între pereții ei dărăpânați și acoperiți de fresce, ne vom muta, acolo ne vom iubi și ne vom crește fetița, acolo vom îmbătrâni împreună. Îmi voi împinge acolo adânc capul în apele visului, iar Irina se va topi ca amurgul în pieptul meu. Vom rămâne acolo pentru totdeauna la adăpost de înspăimântătoarele stele. Mulțumim! Merci. Aceasta este cartea în limba română, din care și acum vom continua cu traducerea în limba germană, care este o ediție, după cum spuneam, foarte specială și un design deosebit și o copertă foarte frumoasă.
Dau cuvântul domnului Ernest Wichner să ne citească în limba germană din acest volum. Mircea Cătrescu hat soeben auf Rumänisch das Ende dieses Buches vorgelesen, die letzten 2,5 Seiten. Die haben es durchaus in sich. Es wird nämlich eine Situation beschrieben, bei der die Stadt Bukarest aus der Landschaft herausbricht und sich in den Himmel erhebt. Und diese Himmelfahrt einer ganzen Stadt ist eigentlich eine Höllenfahrt, also eine Höllenfahrt in Richtung Himmel. Das hat mich beim Übersetzen dieses Buches durchaus überrascht, denn ich lese normalerweise die Bücher nicht, bevor ich sie übersetze. Ich lese kurz hinein, um zu sehen, ob mir der Ton des Autors behagt oder nicht. Und dann, um weiterhin neugierig bleiben zu können beim Arbeiten und nicht einfach mich zu langweilen und sozusagen beim Übersetzen nur so eine Art Drawing by Numbers zu machen, also bunte Kästchen auszufüllen, lese ich das Buch nicht. Und als ich an die Stelle kam und feststellte, dass das diese Höllenfahrt in Richtung Himmel ist, war ich überrascht. Der Erzähler, seine Freundin, seine Geliebte, die mittlerweile auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes ist, können sich von diesem Untergang retten. Sie springen über die Kante der aus der Landschaft brechenden Stadt und flüchten in einen Wald. Und das ist der allerletzte Abschnitt und den lese ich vor. Și anume, a spus că dânsul nu citește o carte la traducere. Câteva cursuri în actului de tradus și din acest motiv este... A fost surprins în momentul în care, ajungând la acest pasaj pe care l-a citit, tocmai l-a citit Mircea, de semnificația acestui fragment, și anume este vorba de o lăsare la cerul, dar de fapt, în esență, este vorba de înspăiat. Și a fost foarte surprins însuși citind și traducând acest pasaj. Und jetzt, in ein paar Augenblicken, werde ich auch diese letzten Blätter über dem Abgrund anzünden. Ich werde eine Weile zuschauen, wie die Ascheflocken in weiten Spiralen hinabgleiten in ihre untergründliche Tiefe. Dann werden wir nach Osten aufbrechen. Ich habe mit Irina gesprochen und wir wissen, was wir tun werden. Wir werden am Straßenrand über die Gemeinde Voluntar hinausgehen und vor Afumats in das Wäldchen einbiegen, wo wir einmal Eicheln gesammelt haben. Dort erwartet uns die baufällige Kapelle und sie wird, wie ich schon wusste, als wir sie entdeckten, unsere letzte Wohnung sein. Dort zwischen ihre verfallenen und von Fresken bedeckten Wände werden wir einziehen, dort werden wir uns lieben und unser Mädchen großziehen und wir werden zusammen altern. Ich werde meinen Kopf tief in die Wasser des Traums versenken und Irina wird wie der Abenddämmer in meiner Brust vergehen. Wir werden immer dort bleiben, in unserem Heim, beschützt vor den furchterregenden Stürmen. Und damit endet das Buch mit den furchterregenden Stürmen. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest moment deosebit de frumoase și de puternice pe care l-am trăit împreună. Și mă bucur că vom putea accesa un public mai larg pe citatul belgiană prin această transcriție. Și
Abia aștept să ne revedem în persoană, să putem să facem un următor eveniment aici la Berlin, cu toți împreună și cu toți cei care vedeți, care, dragă Mircea, te iubește și așteaptă. Da, deci vă mulțumesc și sper să ne vedem curând. Live. Live oriunde în Europa. Da. Ciao, ciao. La revedere, mulțumesc și eu pentru invitație. Dragostea. 1. Deasupra mamei răsărise un curcubeu negru. Pe atunci, mama era doar o fetiță și părul ei era din șuvițe de diamant. Ea se opri din jocul ei, își netezi rochița și privind spre curcubeu. Era un curcubeu negru și de atâta negru scânteietor, pe câmp mușețelul se întunecase. Mama privind spre curcubeu. Era atât de jos că aproape îl putea atinge cu buzele. Iar părul ei, electrizat, transparent, se lipea de tuburile moi ca de orgă. Roșul curcubeului era negru și galbenului era negru și verdele lui era negru și albastrului era negru și indigoului era negru. Doar violetului rămânea violet. Violetului era un șuboi care se pierdea în mare. Mama știu atunci că este pierdută. Avea să cunoască dragostea. Și brusc umbra ei pe asfaltul cald din Floreasca se împodobi cu vene și oase. Mama sui într-o corabie din pânză de păianjen și-o pornind sus pe curcubeu. Umbra ei, cu vertebre și intestine, îi continuă joaca. 2. Era o corabie din pânză de păianjen. Călătorea pe marginea curcubeului negru ca pe marginea unei batiste cu chenar. Mama vedea în jur norii de staniol care îi reflectau chipul. Din când în când, bombardierele americane se încurcau în cuiburile de păianjen, ale tambuchiului, ale bocaportului. Dar mama, la etravă, le apuca delicat între degete și le lansa apoi, descurcate și zbârnăind, ca pe niște modele din balsa și celofan. Încă era curajoasă, deși în corpul de porțelan picurase stropul de sânge, deși părul ei, săpat în diamant, i se tociseră vârfurile, deși sub bluza de gumă arabică i se arcuiseră sânii. Încă era curajoasă, încă era orbitoare. 3. Umbra mamei, printre vilele verzi, printre tecarii albaștri, arunca un ciop de sticlă în căsuțe reci de șotron. Venia murgul, ca un animal din carne transparentă, ca o floare cu petale de gingii. Venirea apoi stelele și începură să pască vilele verzi, tecarii albaștri. Umbra mamei căpătă organe ciudate, trese, decorații, cravașe. Îi crescu păr pe piept și pe antebrațe, îi crescu păr pe palangele degetelor, îi crescu capacitatea craniană. Dar asta
nu avea să-l salveze. 4. O pisică deschise ochii și văzu o farfurie neagră, în care o femeie neagră îi turna un fir de lapte negru. Un vatman intră într-un depou negru. Un fluture se așeză pe un zid negru. Doar curcubeul mai scânteia, aruncând flăcări negre. Venise vremea dragostei, sfârșitul lumii. Venise apocalipsa, care e dragostea. Venise fiara, care lătra flacără. Venise aparatul cu manometre, cadrane, cilindri, biele, bujii și care pompa sub pielea stelelor amețeala. Venise pipăitul cu mirosul în lesă, venise văzul cu auzul în colivie, venise ființa cu neantul încolăcit după gât, venise înghesuiala, fier lângă plastic, oțet lângă sticlă, enzime lângă ciment, clor lângă pânză și frunze în glande și oase în rouă și ochi în stilouri și fălci suprapuse și gheare și pioneze și nori și păpuși și oceane. Totul în tot, tot peste tot, dinți în dinți și gură în gură și sex în sex și coaste în coaste și istorie și piulițe și figuri de stil și flori cu petale, sepale, stamine, pistil. Toți iubind totul, toți fecundând totul, peste tot numai apte și apți, numai icre și lapți, încât cosmosul de lumine, văzute departe, e doar fiara care se împreunează cu sine. Fiara din apocalipsă, eclipsă de spirit, eclipsă. 5. Dar mama era deasupra, era încă de neatins. Ea naviga pe arcul curcubeului deasupra lumii negre și oasele iliace îi crescură cât niște aripi gălbui ca de fluturi. Mama își lua sporul vâslind din oasele iliace peste acoperișuri și paratrăznete până ajunse în lună. 6. Luna era un mare balon de săpun ce reflecta în curbură lumea de jos. Ea atrăgea copacii și scotea petalele din boboci. Ea forma în profunzimea pământului florile de mină. Ea pieptăna cristalele de coarț, deșuruba femeile bătrâne ca pe păpușile chinezești și scotea din ele adolescente. Deșuruba adolescentele și scotea fetițe, deșuruba fetițele și scotea un oftar. Luna cea galbenă plutea deasupra curcubeului negru, iar mama pătrunse în ea, se ghemuie acolo, lipindu-și aripile una de alta. 7. Umbra mamei se zbătea în plină dragoste, cu uniforma ferveniță, cu buletinul fâșii, își croia drum, prin dor, prin langoare, prin luxură, prin pasiune, prin emoție, prin lascivitate. Căci dragoste, urlau caloriferele, dragoste, draperiile, dragoste, magazinele de piese auto, dragoste, șobolanii. Umbra mamei, printre răcitoarele negre, cu gheață neagră, făcea pași negri, zgâriat de uneltele negre ale dragostei. 8. Luna cea galbenă plutea deasupra curcubeului negru. Aripile mamei începură să se destrame, fața ei se lății, ochii se spălăciră, până substanța corpului ei se omogeniză cu a lunii. Doar scheletul subțire se mai văzu, prin transparență, o vreme. 9. Tata văzut deodată, răsărind luna, deasupra Bucureștiului, deasupra atelierilor ITB, răsărise luna mai mare decât pământul și toate obiectele negre și roiră umbre colorate și umbra mamei, tata, și roi o umbră colorată cu trupul subțire și craniu enorm.
dragostea neagră nu era dragoste. Sculele negre nu erau scule. Fusese fiara, coșmarul negru, apocalipsa, trezia. Fusese realul, stihia. Ciudat visam visat, gândi tata, în care se făcea că lumea există. 10. Craniul tatălui deveni uriaș. Gândirea sa deveni infinită. Voința sa deveni fără frână. Puterea sa deveni fără margini. Privi orașul și orașul se destrămă. Spuse o vorbă și galaxia se sfărâmă. Întinse aripi și se înălță, vâslind înspre stele, străpungând cu imaginația miliarde de lumi paralele, simțind pe spinare curentul rece al sorilor, dărâmând cu aripi de liliac orice scară a valorilor. Prin probabil, prin veșnic, prin niciodată, înota cu fața nealterată, pe când respira trecuturi și viitoruri de mucava. Între degetele perlate purta o floare cu patru petale unificate și purta un ochi albastru în loc de craniu, de care i-a târna corpul subțire și straniu. 11. Tata ajunse în fața lunii. Scheletul mamei se topise în substanța ei. Luna emise o limbă de flacără și ceea ce era nici eu, nici tu, nici el, persoana a patra, de neconceput, se târâ înspre globul de foc. Și dragostea a avut loc. 12. Și dragostea a avut loc și globul intră în vibrație și în jurul lui se adunară, de unde, de când, crochiuri și goașe, proiecții ortogonale, machete, simulări pe calculator, scheme de mașini, materiale didactice, formule algebrice. Și în acest nor ireal, sfera se sfărâmă în 2, în 4, în 8, în 16, în 32, în 64, până deveni un ariște mare, apoi un viermișor, un pește primitiv, o broască, o pasăre, un oposum, un cimpanzeu, un copil, un val, un astru, o floare, un nor, o cascadă, un clește, un viscol, o poezie, un sabot, un tramvai, o lume, o muscă, o structură economică, un preot, un icosar, amintirea unei nopți dragoste, proiectul frasinului, dar mai înfrunzi odată, zâmbetul inconfundabil, toate ferestrele tuturor blocurilor, din toate orașele, toate bacteriile existente în corpul oceanului, o vulpe care udă zăpada de sânge, rotindu-și piciorul prins în capcană, dragostea, ura, agonia, fatalitatea, toate manuscrisele și tipăriturile, rasele de oameni care vor exista peste miliarde de ani, camera în care scriu acest poem și fiecare literă din el, posibilitatea de a nu fi scris nimic niciodată, de a nu fi eu și de a nu fi existat niciodată și de a nu fi existat nimic niciodată. Căci dragostea este totul, iar totul e făcut mai ales din nimic.